Mii de case au fost distruse de cele mai puternice viituri din ultimii ani, iar oamenii s-au văzut cu toată munca de o viață distrusă. Nu mai au unde să doarmă. Foarte mulți dintre aceștia stau însă în podurile caselor sau se adună pe la rude. Colega mea, Aurina Petre, a intrat în casele măturate din localitatea Cudalbi și ne arată dezastrul lăsat în urmă de această furtună violentă. Te ascultăm, Aurina. Potopul a trecut, dar în urmă a lăsat dezastru. Evident, suntem într-o casă. Aici locuiește o familie. Pe jos este numai mâl. Așadar, în urma viiturii a rămas un strat gros de mâl. Iar acum localnicii duc o adevărată luptă cu mâlul. Îl scot cu gălețile, cu lopețile. Spuneți-ne, după o viață de muncă, cu ce ați mai rămas? Și ce simțiți când vă uitați așa în jur? Cu ce vedeți? N-am mai rămas cu nimic. Atât. Practic, aveți ochii în lacrimi, pentru că totul s-a dus pe apă. Da, așa este. Cum ați supraviețuit în noaptea aceea? Foarte rău, foarte rău. Cum ați scăpat? Aveați și copilul? Da, am plecat, când au sunat ăstea, erau când abia a intrat apa, am plecat. Ați n-am avut, nu, da, băiatul, pătru și un training. Atât. Aici ce aveam? În ce încăpere suntem? Arătați-ne un pic ce aveam aici. Asta este living-ul. Living-ul. Da. Și, de fapt, notăm prin mână. Da. Acum. Am stat în apă toată noaptea. Adică am venit să mai iau, n-am mai putut. Ud. N-avem. Haine, mâncare, apă aveți? Nu, apă avem. Am mai trecut o mașină, ne-am mai dat un pachet. Mai merg pe la magazin. Aici avem rucsacul băiatului. Nu, asta e rucsacul. A meu, dacă haine, ar fi să vă trimiteți copilul la școală, aveți? N-am, nu, că le-am aruncat toate. Le-am pus în saci. Toate sunt distruse. La stradă, da. Da. Așadar, oamenii de aici, din Cudalbi, trăiesc o adevărată dramă și au nevoie de ajutor. Ei, practic, sunt la capătul puterilor, nu mai reușesc să scoată mălul din case. De aceea, e nevoie ca autoritățile să îi ajute, să trimită aici oameni care să-i ajute să scoată mălul din case. Revoltă în localitatea Pechea din județul Galați. Oamenii sunt nemulțumiți că nimeni nu i-a ajutat după inundațiile devastatoare. Acolo este și colegul meu, Cătălin Grădinaru. Cătălin, te ascultăm. Bun găsit! Bun găsit! Iată, oamenii din comuna Pechea practic sunt uimiți de faptul că se tot aude că sunt ajutați de autorități, dar ei, cei puțini oameni de pe lângă mine, constat, zic că până acum n-au simțit niciun fel de ajutor. O să iau pe rând. Spuneți-ne, de când s-a întâmplat nenorocirea? Cum ați simțit ajutorul? Nu a fost absolut nicio persoană, nimeni, nici jandar, nici pompier, nimeni n-a fost pe stradă. Practic lumea tipa pe aici după ajutor. N-a fost nimeni. Acum au venit câțiva pompieri, a scos două măsuțe, stăteau în dreptul stâlpilor ca să filmeze la grădinița atâta. Deci, să zic și minciuni, nu acceptăm minciunile. Măcar nu ajută, dați bani. Da, stați un pic, ia ziceți dumneavoastră. Da, ce să spun, am avut apa de un metru jumătate. Păi ziceați, când am venit eu mai devreme, era un pic de... De un flătură de Iureș. De ce era Iureșul ăsta? Spuneți. Ce era Iureșul? Nu avem, domnule, ajutoare. Nu avem primar, nu avem... Nu avem apă, nu avem pături, nu avem saltele, nu avem absolut nimic. Nu avem o sticlă de apă de băut. Magazinele sunt închise. Magazinele... Eu spun acum, n-a venit nimeni. Veniți încoace. Păi, dacă de asta vă întreb, veniți încoace. Deci, e incredibil. Deci, veniți, domnul, veniți încoace. Ia spuneți-ne, de când a început
iureșul ăsta și catastrofa asta. A venit cineva cu o sticlă de apă? Tu crezi că avem nevoie de o sticlă de apă? Aveam nevoie să fie lângă noi, să ne întrebe măcar ce ai făcut. Se duc doar și filmează chipurile că a venit 1000 de jandarmi, pânărăm de ăștia care nu fac nimic. Și bătrânii au stat în casă, au sunat la 112 și nu i-a scos. Noroc că au fost copiii victimilor. Deci, încă o dată, pe urmă urmează apa și alte chestii. Dar acum sunt multe treburi de făcut, de scos din casă. Băi, oameni buni, nu vin absolut nimeni. Primarul fuge să nu-l vedem. Deci, încă o dată, la comuna Pechea, primarul ăsta nu există. N-am, nu știu cum l-a votat și nu l-a cel votat. Cel mai tare primar a fost ăla din Slobozia. Bun. Și acum, practic, ce ar trebui să facă autoritățile acum, azi? Autoritățile să ne ajute, să ne aduce, de-aia plătești oameni la